Salut, prieteni, bine ați venit la un nou draft. Avem o nouă echipă Scrim, carduri noi, printre care Firmino, Insigne, Toni Kroos, Adama Traore cu 98 pace, care pot pica în pachete și, bineînțeles, și la draft. Hai să vedem, începem cu FIFA Points și primesc 5 formații. Avem aici un 4-3-3 atac, un 4-3-3 și ar putea fi și 4-3-2-1 folositor. Voi lua formația 4-3-3 atac. Să jucăm mai ofensiv în draftul de astăzi. Pele, Hagi, Lionel Messi printre capitani. Cred că îl iau pe Pele, îl pune cam. Și pe slotul ăla nu prea am ce să iau, așa că Pele se potrivește perfect. Poate fi și vârf dacă nu pică vreun atacant. Firmino are link verde cu el dacă vine până la urmă. Însă atacantul o să fie ceva mai slăbuț. Îl voi lua pe Augustin. Să vedem acum mijlocași și laterali. Poate mai vine Messi încă o dată. Nici cu Salah nu e foarte rău. Mahrez, Di Maria în form. Super jucător aici, partea dreaptă. Aș putea să iau efectiv pe oricine. Îl voi lua pe Mohamed Salah. Un super jucător în dreapta. În stânga vine Asensio. Mai avem și un Oyarzabal. Iar în rest Nani, Acuna, Perotti, Marco Asensio în stânga și avem jucători din toate ligile posibile aproape. Mijlocași și centrali sper să fie buni. Wijnaldum, perfect cu Salah. De Jong nu e rău deloc, dar trebuie să le iau pe Gini pentru Mohamed Salah. Iar al doilea ar putea fi Toni Kroos. Da, mă, e Toni Kroos. Toni Kroos, Scrim, a primit un boost mare de tot la viteză. Cardul ăsta lui Kroos este foarte scump. Are 5 stele weak foot. Are super passing. O picat, iată, 2 de la Real, 2 de la Liverpool. Toni Kroos, frumos, cu Pele și Wijnaldum. Mijlocul arată foarte bine în acest moment și rămâne de văzut ce pică prin apărare. Trent Alexander-Arnold, nu se poate așa ceva. 2 în form și Salah de la Liverpool. Avem 3 de la Liverpool și în stânga, dacă vin Mendy sau cine știe, era varianta Marcelo. Avem 4 informi și Alex Teles. Hernandez e forță cu viteza aia. Dinie e bun. Poate vă face o apărare de Premier League. Foarte mulți informi până acum. Carles Puyol, Sergio Ramos de la Real. Dar mai bine îl iau pe Puyol. Are același pace Puyol cu Ramos, dar stați numai bune pe defensivă. Puyol, Icon, Pele. E un draft care arată din ce în ce mai bine. Super tare echipa până acum. Sanchez în defensiv alături de Puyol și un portar de calitate, David De Gea. Incredibil. Iată ce echipă am făcut până acum, 188 cu Augustin de 76 vârf. O să vină sigur un atacant. Aguero ar fi exact ce trebuie. Lacazette, Neymar în stânga, forță rău Neymar. Îl iau pe Neymar. L-aș putea pune pe Pele vârf și Neymar în stânga și ar mai trebui încă un mijlocaș central poate. Mai aleg 2 fundași. Aș putea face un upgrade la Sanchez. Koulibaly, Jordi Alba. Avem nevoie de Alba. Alba merge bine în stânga cu jucătorii de la Real Madrid. Cu Puyol are link verde și nu prea aveam alte opțiuni acolo. Koulibaly sigur era un fundaș forță, dar nu făcea chemistry deloc. Îl mai avem și pe Alexandro, cazul în care Neymar va juca în stânga și mai pică poate un brazilian mijlocaș central. Pot face rocada, Asensio, Alba și Toni Kroos. Lloris, portar de rezervă pentru De Gea. Super tare echipa până acum. Lipsește un atacant sau un mijlocaș central ofensiv și să pun pe Pele vârf. Mendy, zeu. Mendy e forță. Dar cred că voi juca cu Jordi Alba până la urmă. Cu Mendy joc de foarte multă vreme deja. L-am în echipa de Ultimate Team. Dele Alli, Scrim. Hai cu hai pentru el. Un card care poate să meargă acolo. Cam cu Pele vârf și Dele Alli pe acel post. N-are full cam, dar e clar o îmbunătățire față de Augustin. 188 în continuare pentru echipă. Încercăm un 189. Cristiano, Messi și Eden Hazard. Nu cred. Și acum ce alegem? Este o mare dificultate. Ar trebui să le iau pe Hazard. Ar fi la fix. Ronaldo e un super atacant, Messi e forță, dar în dreapta nu pot să-l pun titular. Deja avem Neymar care intră în primul minut.
Așa, ar putea intra Neymar în stânga să fie Ronaldo vârf, Pele, Camă și Salah. Hai că facem așa, le iau pe Cristiano Ronaldo, că n-am mai jucat cu el de mult. Și pot să-l pun pe Ronaldo vârf. Nu-mi scade chemistry-ul, are 7, Cristiano. Și când un antrenor se poate duce spre 8 chemistry. În continuare, ceilalți jucători au full, doar Ronaldo are 7. Sper că am ales bine. Încă mai avem slot-uri, 189. Cum ar fi un 190? Dar e foarte greu de realizat. Deja mi-a scăzut la 188. Poate? Na, e 188. Maxim 189. Doar dacă pică 2 jucători cu super rating să se mai întâmple ceva. Le iau pe Guerreiro și el merge cu Ronaldo. E portughez. Încă am 188. 3 oameni mai trebuie să vină în echipă. Hulk, însă e varianta simplă. A primit și el un card scrim. Îl voi lua pe Klassen cu Hunter. În continuare, Luke Shaw, Yuri Berșiș, Bertrand, uite are Shadow. Ultimul jucător ar putea să fie unul de Silver, ba nu. Este foarte colorat acest player pick și l-avem pe Lionel Messi. N-ai cum. Lionel Messi, Ronaldo, Neymar, Pele. Mamă, un atac devastator pe care l-am prins aici la draft. Messi se alătură și el echipei, iată aici, Ronaldo, Neymar, Lionel Messi, nu se poate așa ceva. Pele și Salah, nu, e prea tare echipa în momentul ăsta. Luăm antrenorul, Pep Guardiola, Nuno. Nu cred, dar sunt nevoit să-l iau pe Nuno. Trebuie să-i mai dau un plus lui Cristiano. Pep ar fi fost șmecherul de tot, dar trecem cu vederea. 189, oare pot să scot 190? Da, la limită de 190, oricum este cea mai bună echipă de draft pe care am făcut-o până acum și așa va arăta. Ronaldo, Messi, Pele, e cu siguranță o experiență să vedem ce pot astfel de jucători în atac. Primul meci al draftului. 88 rating, 95 chemistry, are și el Pele, Neymar, Salah, un atac bun. De Bruyne, Pogba, Paulinho, mijloc interesant, un Puyol, un Varan, echipă foarte bună. Mi-am dat seama că l-am primit pe Messi în 3 player pick-uri în acest draft. Ceva ce nu se întâmpla deloc la FIFA 19. A picat foarte des Messi. Foarte tare treaba asta și l-avem pe Pele acum. Messi vine și el în centru. Pele se întoarce bine, pasă la Cristiano Ronaldo, Ronaldo în bară și... Nu se poate, n-am marcat aici. Nu cred. Am fost oricum o nebunie în careu. Pasa e bună din partea lui Ronaldo către Messi. Iată ce face Messi acolo. Pasa către Cristiano și pune mingea pe piciorul drept. Gol Ronaldo. Forță. Ce atac, o să fie foarte multe goluri marcate în videoclipul de astăzi. Messi către Ronaldo. Nu, uite-l acum pe Pele. Pele cu crocheta și este centrarea pentru Ronaldo, 2-0. Foarte tare Cristiano până acum. Am mai avut drafturi cu el, dar n-a fost foarte decisiv ca la FIFA 19. Însă în primele minute aici, iată-l că de două ori a trimis foarte bine. Pentru repriza a doua facem și o modificare. În dreapta Neymar, ca să completăm atacul stelar cu Pele, Ronaldo, Neymar și Messi. Ronaldo, călcâiul, Messi, gol Messi până la urmă, a deviat Neuer mingea către bară, bară gol reușită de Messi care are numărul 10, dar pe grafic apare 9, poate să îndrepte și ei eroarea asta, a trecut Ronaldo prin Messi, e în regulă. Toni Kroos, bine. Nu prea l-am văzut pentru că mingea se duce direct către cei patru fantastici din atac. Pele acum. Mingea lui Pele este pentru Neymar. N-a mai știut pe unde să se apere. 4-0. Gol și Neymar. Rămâne să marcheze și Pele. Singurul care n-a marcat încă, dar ce pasă și ce șut la colțul lung. Bine Sanchez. Messi. Încercăm. Către Neymar și e mingea la brazilian. O să fie centrarea către Ronaldo. Puyol a deviat balonul și a scăpat fără gol până acum, dar a greșit pasa. Ce se întâmplă acolo? Cristiano trimite până la urmă la Messi. Este Messi către Neymar. Neymar cu mingea la Pele. Golaso. 5-0 și înscrie și Pele
Mamă, ce gol a fost ăsta. Pase bună și bară Pogba. Are și ghinion. Putea să marcheze golul de onoare aici. N-a fost să fie. L-avem acum pe Neymar, braziliana, peste jucătorul advers. Neymar continuă și va fi centrarea către cineva acolo. Dă gol Ronaldo. 6-0. Execuție bună a lui Ronaldo, care reușește hat-trick-ul. Toni Kroos la Messi. Și va fi o pasă incredibilă a lui Messi. Pele, fake shot. Ne oprim. Și e centrarea din braziliană. 7-0. Show total. Mamă, deci Pele. Wow, ce pasă. N-ai cum, a fost încântătoare asta. Și a marcat și Kroos. Nu ne arată centrarea. Și se încheie meciul 7-0. Cel mai mare scor pe care l-am dat până acum în seria de drafturi la FIFA 20. Și au fost niște goluri incredibile și aici Pele cum a sărit peste minge. Vreau să revăd centrarea lui din braziliană, dacă vă întrebați cum se face. Pur și simplu este L2 sau LT pe Xbox. Centrare și cu direcția în față când stai pe loc. În general iese cu jucătorii ăștia de calitate gen Pele. Iată-o pe asta. Cum a putut să o trimită la fix. Și e și lovitura bună de cap a lui Toni Kroos. Al doilea meci, 87 rating, doar 87 chemistry, n-a trecut de 90. Neymar, Ronaldo, Hagi, Bernardo Silva, nu e rău. Defensiva e dubioasă. Are Acuña fără chemistry, Thiago Silva, David Luiz, Ederson. Bine, Acuña e un fundaș stânga bun, dar nu știu cum evoluează el având doar 4, probabil, chemistry. Ali, bine. Pele avansează, a primit Pele, este în careu. Puteam să trimit la Cristiano. Era nemarcat, liber acolo, pe un culoar bun. Uite cum e aici Messi, o pasă foarte bună. Ce echipă! Cum pot juca băieții ăștia împreună? S-a conectat și grafica, numărul 10 pentru Messi. Gol în minutul 7, după pasa aia bună a lui CR7. Oh, ce eroare! Și de acolo Messi îți dă gol. A pasat foarte prost. Ar fi bine să o dea în lateral în astfel de situații, pentru că am mereu câte doi oameni acolo în centru, Ronaldo și Messi în cazul ăsta. Și dacă ai pierdut mingea, sunt clinical finisher ăștia și îți dau gol foarte des. Pasă bună, Hagi. Înscrie Gică Hagi. 2-1. Am știut cam unde o dă, dar n-am putut să-l opresc niciodată. Hagi dansând pe acolo, se bucură cu Ronaldo și Neymar, imagine frumoasă. Neymar, super pasă. Și l-avem aici pe Neymar, dribbling nereușit. Am rupt prea multe acolo, dar e bine că am dat gol până la urmă. Speram să scoată portarul și voia să dau un fel de braziliană ceva, un gol de ăsta super spectaculos. Dar a ținut portarul acolo. Apoi l-a scos și e un drag back și șutul lui Pele. Messi, ce a făcut acolo? Și l-avem pe Cristiano. A venit Messi. Va fi șutul de la distanță al lui Messi, scos de Ederson. Nu dau prea des goluri de la distanță, e greu de marcat. M-am decis să încerc totuși, fiindcă eram cu Messi pe o poziție de aia bună de fines. Messi cu Cristiano. Și până la urmă e pasta lui Ronaldo la Messi. Nu vine golul, ba da, Pele. 4-1 și cam aia a fost. E clar o victorie. Am deja 3 goluri avantaj. Luiz i-a trimis bine. Nu se impune David Luiz acolo. L-a trimis în atac și n-a făcut rău deloc. Ronaldo preia și ne apropiem de 5-1 prin Dele Alli. Am vrut să marcheze și Alli. Manita încă o dată și face celebrarea lui standard. De Bruyne apără De Gea. A avut foarte multe șuturi aiurea. Unele peste, altele prea departe de poartă ca să intre. Mai ales contra lui De Gea. Și aici șutează cu Thiago Silva, spre exemplu. Cred că m-a luat la șuturi. A șutat de foarte multe ori aiurea. Se încheie 5-1. Scorul putea să mai prindă proporții mai mari dacă nu dribla bătruna. Am încercat să fac doar faze spectaculoase.
E bine, două victorii la scor din primele două meciuri de draft. Și ne așteaptă în meciul 3, ia să vedem, 187, Mane, Aguero, Messi. Un hibrid care a ieșit mișto, cu un Koscielny de la Bordeaux acolo, are link verde cu Desailly, n-are full, dar e ok. Însă e Andre Almeida în dreapta, Leno în poartă, da, nu știu ce să zic, și un 4-3-3 defensiv. Pele, un 2 cu Ronaldo, înapoi mingea la Cristiano și este golul lui Ronaldo. Simplu în minutul 2, 1-0 și intră și Neymar. Iar la el intră Ronaldo. Cristiano în viteză, Messi în stânga. Dar continuăm cu Ronaldo și am triplat portarul. Încă un gol, Cristiano Ronaldo. Două goluri în primele 6 minute și un mare si. Și cameramanul care, nu știu, ține unghi fix că nu-și poate mișca mâinile. Cristiano, culoar prea mare pentru Ronaldo. Încă una, 3 boabe, 10 minute. Completează hat-trick-ul. Ce să mai vrei? Și e rage quit. 3-0, final de meci după 10 minute de joc și avem finala. Apropo, am ajuns la level 27 din Season Pass, sezonul 1 de la FIFA 20. Și pentru level 27 primești cel mai bun pachet al sezonului pe care l-au oferit cei de la ei, un Prime Players Pack dintr-o anumită ligă. Și am ales La Liga pentru acest pachet. Dintre toți jucătorii care au picat, cel mai bun a fost Diego Costa, urmat de câțiva jucători cu 40 ceva pace. Absolut demențial. Finala de draft. 86 rating, 97 chemistry, cel mai slab rating de până acum. Are un Pele, un Dele Alli scrim ca mine, Firmino, Felipe Anderson, îl văd acolo și pe Salah, Zanetti cu Paulista, fundași centrali. Nu este chiar un cuplu foarte bun de fundași centrali, un sistem în care e mai greu să joci, acest 4-4-1-1. A trebuit să am toate avantajele pentru a câștiga finala. Ronaldo, ce pasă! E Pele de neoprit! Am dat finesta, asta a fost problema. A fost prea mare efectul pe care l-a luat mingea și s-a dus pe lângă. Ronaldo la Pele. Îi dau mingea lui Messi și urcă Cristiano acum. Gol! Hai mă! Este! A sărit din De Gea înapoi la Ronaldo. Trebuia să marchez până la urmă, a fost foarte multe faze. Și a rămas mingea data asta către Cristiano, 1-0 în finală. Puyol depășit, dă gol Roberto Firmino, 1-1. Da, a dat pasa la timp și Sanchez era prea avansat. Messi pe stângul, 2-1. Data asta m-a așteptat mai mult. Până acum am avut doar atacuri rapide, am așteptat să avanseze jucătorii și Messi a fost scăpat de adversar, 2-1. Bine cu Pele, a gândit-o bine pe fines, dar după cum ziceam, e greu să dai gol din afara careului. De Gea, haide mă, puteai să o prinzi pe aia. Poate acum o prinde, așa. Au, ce prost am dat-o. E gol. Mă gândeam că o să dea altfel. Aie, 2-2. Bine, cross. Aș vrea să avanseze, dar n-a făcut-o. Va trebui să merg solo cu Neymar. Messi. Penalt. Clar, l-a pus jos pe Messi. Și am lovitură de la 11 metri. Să și marchez. Pele are 99 la penaltiuri. El va executa. Pele, gol. M-am uitat în dreapta, să spunem așa, cu Pele. Și a dat Pele în stânga. A bătut bine, pe jos, 3-2. Poate acum Messi, pe fines, 4-2. 4 din 4 la draft. Foarte, foarte tare draftul ăsta. Ce echipă am avut, cred că iese la 4-2 sau face modificări, dar mai are doar 15 minute la dispoziție și un sistem care nu-l ajută să atace cu toți jucătorii.
Bine Messi aici. Cristiano. Este în careu Ronaldo. 5-2. Cu un meci în care am dat peste 5 goluri. Bune pasele Dele Alli. Foarte bine a jucat-o Dele Alli. Va fi mingea lui Alli la Ronaldo. 6 goluri până la urmă. 6-2 în meciul 4. Oh, golazo! Alejandro Gomez. El a avut ultimul cuvânt cu al treilea gol pe care l-a dat în această finală. Are powerhouse pe el Gomez. Gata. 4 din 4. Am marcat așadar 21 de goluri în 4 meciuri, considerând că meciul 3 a ieșit după cele 10 minute adversarul. Două rare goal pack-uri și un premium goal pack. Foarte multe iteme rare. Din păcate, doar 3 jucători parcă sunt în aceste pachete. Până la urmă, sunt 6 jucători rari de gold. Pachetul standard de 7500 și o să fie borz din ăsta. Un colombian. Oh, na, e, asta că e bine. L-aș fi vrut pe Sanchez, dar vine Mina in form din acest prim pachet. Ceea ce e foarte bine, chiar dacă e 10K, cel mai probabil. David Neres, pe care îl păstrez. Poate o să mai am challenge-uri cu Eredivisie sau cu Ajax. Și Mina, într-adevăr, e 10.500, pentru că atât e prețul lui minim. Îi dăm cu Excel și acestui balon. 10.400. Foarte ok. Și două pachete gold rare. Hai, de Halloween! N-am primit niciun card scrim. Poate ar fi momentul. Aici o să fie un jucător mai slab decât în pachetul premium gold. Milner. Milner, Ruben Dias, Vitolo. Am înțeles. Na. Rămânem cu Mina in form. Ar fi să mă mulțumesc probabil că am făcut aproape 15K. Siveli, 77. Da, e bine, acesta a fost videoclipul. A fost spectacol până la urmă cu această super echipă. Nu uitați că fac și live-uri de vineri până luni, seara, în general, după ora 8, pe pagina mea de Facebook, Teo General. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Cam atât. Pa, pa!